La finalul turului sezonului regular din Liga a 4-a de fotbal Hunedoara, în fruntea clasamentului sunt trei echipe cu două puncte departajate de golaveraj. Lider este retezatul Hațeg după victoria de acasă cu 3-0 în fața penultimei clasate, CSM 2 Deva. Pe 2 a urcat CSM Vulcan după succesul din deplasare cu 7-1 de pe terenul celor de la Victoria Călan, care rămân pe poziția a 6-a, la 5 puncte de podium. Deși a câștigat cu 4-3 meciul de acasă cu Șoimul Băița, fostul lider Inter Petri l-a coborât pe 3, în vreme ce echipa învinsă se menține pe locul 5 și la tot atâtea puncte de primele 3 clasate. Pe 4 cu 18 puncte a trecut Gloria Giurgiu după victoria cu 4-1 de pe terenul celei de-a 7-a clasate, Dacia Urăștie, iar Lanterna Roșie, Minerul Uricani, a reușit primul succes stagional, 1-0 acasă cu CS2 Hunedoara, a 8-a în ierarhie. Etapa a 10 cea prima a returului de sâmbătă 6 noiembrie de la ora 13 programează meciurile Orăștie Petrila, Călan Băița, Uricani Vulcan, Hațeg Hunedoara și Giurgiu Deva, iar lupta pentru ocuparea primelor 4 poziții care duc în play-off rămâne deschisă. Se pare că sistemul competițional propus echipelor de Liga 4 încă din sezonul trecut dă roade, fiindcă în momentul de față avem 6 echipe care se bat pentru a prinde un loc în Final Four, un efort care se va desfășura în faza a doua a competiției. Mai avem de discutat returul campionatului din sezonul regular. Deja am avut primele 9 jocuri, s-a încheiat turul, dar anul acesta vom desfășura încă 5 etape din retur. Urmând ca în primăvară să desfășurăm restul de etape din sezonul regular și, bineînțeles, în faza a doua, unde echipele se vor bate pentru locurile 1-4, în Final Four, locurile 5-7 și locurile 8-10. Tot în acest weekend vor debuta alte competiții dedicate fotbalului juvenil și celui din mediul rural. În următoarea perioadă vom iniția o nouă competiție adresată juniorilor 19, o competiție în premieră, Cupa României. Cupa României care va avea finalitate în momentul în care se va juca Cupa României la nivel de seniori. Meciul în deschidere va fi acel al juniorilor 19. Iar având în vedere că mediul rural, competițiile în mediul rural se desfășoară destul de greu și sunt din ce în ce mai puține echipe angrenate în competiție, ne-am gândit să implementăm un nou proiect care să dezvolte fotbalul în mediul rural, denumit Caravana Fotbalului Hunedorean. Prima locație am stabilit-o pentru vineri, la Lungoiul de Jos, unde aproximativ 50 de copii al echipelor înscrise în campionatul juniorilor 9 vor juca meciuri și vor face o promovare fotbalului juvenil. Duminică 7 noiembrie se vor juca și meciurile etapei a 7-a din Liga a 5-a Hunedoara, una în care Unirea General Bertlo va sta. Astfel, de la ora 13 se va disputa partida Măgura-Pui-Real Sânt Andrei, iar de la ora 15 jocul dintre Ponorul Vasa și Zarandul Criscior.